Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din GTA Real Life. Gata. O să aici răpit de băieți și acum așteptăm să vedem ce se întâmplă de băieți de mafie, nu știu cine sunt. Și vedem cum decurge toată situația. O să aici nu-i la far. Nu, farul e mai încolo. Cred că mă las aici sau vedem, mai îmi taie ceva. Da, erau alții. Popica, mă auzi? Da, te aud. Îmi fui răpit de mafie, bă. Ești răpit? Da, da, ești răpit acum. Ai dita elicopterul, blană. Pe ce te ruși? Bă, la, dar mă joc eu. Imediat intru. Eu mine răpă. Poate reușesc. Poate reușesc să ajut. Na, aici ești departe, și oricum, gen cum, ți-am zis să vii pe Discord, nu merge. Dau de voi din greșeală. Nu, no, dar și așa băiatul ăla care a făcut-o cu arma s-a părut puțin, adică las pe băieți să decide în episodul care a fost. Pe unul sunt. Pe unul? Mai okay. Sper să nu bubuim. Băiatul vă că nu prea se descurcă cu aterizarea. Filmam și-o liniștit, hăt să-l duc pe un băiat mare pe mafia. Avem doi cadeți noi. Ați încercat și voi. Eu n-am încercat absolut nimic. Eu m-am dus să văd care-i treaba și după a venit cu arma. Am ridicat mâinile, evident. Hai jos, hai jos. Bă, și ați zis că gen, ți-a luat armele și chestii? Așa. Prima dată vreau și eu să văd. Dacă aveți un buletin pe aici cumva. Ah, da. Sarco Bogdan. Ok, o să vă iau armele și v-am și legat, haideți după mine. Nu el m-a chemat, ăsta nu-i bait? Nu faceți vreo mișcare bruscă că țintea. Am înțeles. Hai să vedem unde mă duc băieții. Am fost răpit. Ce nu mă la picior? Poftim? Ce nu mă purtați la picior? 43. Mamă, dar cam mare la băieții. Mă scuzați de aterizare. Era dealul ăla și nu puteam să... Cred că asta este ultima mea problemă, domnul. Aterizarea lui. Să dați un pic, să vorbiți mai tare. Că... Mă aud încet? A, da, vă auzeam încet. Și astăzi avem un program în not cu pești sau... Acolo. Aici, da. Vă rog frumos să nu vorbiți mult pentru că nu ne place să auzim, să vorbiți. Așa. Acum vreau să mă întreb ce aveți pe la dumneavoastră. Bă, cine? Păi nu mai am mai nimic. Mai nimic? Mai nimic. Da, ia caută pe la șosete, pe la jos, pe la picioare. Ia să vedem noi pe aici. Scoate-i mă pantofii ăștia 45-ul ăsta. Opa, dar aveți niște bani. Niște bani ca mulți. Primiți, primiți. Păi și cum facem cu banii aia? Păi nu știu, că momentan nu sunt ai mei. Nu sunt ai dumneavoastră. Dacă doriți, vă fac legătura cu proprietarul. Da? Cum îl cheamă proprietar? Să mă răbim, dacă știți ce zice. Nu știu cum îl cheamă. Nu știe. Bun, păi și atunci cum facem? Ne dați 10.000 de fiecare sau ne ocupăm? Vă dau acum, ce să facem? E mai bine să cerem recompensă pentru el. Ne dați, da? Vă dau, vă dau. 1 milion de euro. Hai, mai întâi dați-ne banii. Dați-mi toți banii, că îi împarte la băieți. Ce garanție o să am eu apoi că voi pleca nevătămat? Păi nu aveți. Am înțeles. Dăm 30.000, hăți! Repide, nu? Deci, banii?
Cred că i-a primit prietenul tău. Ei, da lui. Ok, acum trebuie să vii aici, sus. Înotă-mi cu pești! Să aici. Uite, dai să scoci o stație. Așa, aici era, îți dau stația. Să-ți dau drumul la mâini și să chem întăriri. Da? Dacă pleci, mori. Și recompensa o să fie de 50.000 pentru fiecare. Ne-am înțeles? Am înțeles. Bă, fii atent ce mă pune să fac! Ce se pune? Să sun întăriri sau mă moară, n-am de ales! Mă, vin? Sunt dacă sunt eu aici. Eu sun! Am nevoie de întăriri, întăriri. T-n-t-t-t-r-i-r-i. Așa, scuze-se bine de prima dată. Urgent, agent, șufă! Bă, da, mi se pare că ceilalți sunt jos. Hai că vin și n-au cum să se ridice. Vezi că sunt doi cadeți în față la... Păi și ce vor să facă ea? De ce vor păi să nu întăride? Știu ce vor să facă, m-au pus să chem întăriri. Să vin cu elicopterul? Hai că vin cu elicopterul. Da, da, vezi cu cadeția sunt doi, unde e secția, e strada aia cu sens unic, mai mică. Mai așa. Pe dreapta, așa, sunt doi morți acolo, cred. Da, cred că îi văd. E calhunul cu mașină. Vezi acolo. Ce s-a întâmplat aici? Da, așa că mă duc până la domn. Alo, 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 alo. Așa. Ei, m-au zis, da? Ok, ok. Domnul, m-au zis? Hai că acum vin. Am murit. Da, mă, că nu m-aude, mă. Că vreau să-i zic, o să dureze. Domnul de lângă barcă, mă auziți? Da, vă auzim. Așa. S-ar putea să dureze puțin. Cei doi colegi ai mei sunt okay, problemă, sunt încărăniți. Așteptăm. Nu mai sunt. Aveți o țigară la dumneavoastră? Las de tot. Nu, nu fumez. Cam rău. Sunt las de tot aia. Colegii alanții. Colegii alanții, cadeții. Ce sunt scu? Lați. Vă bune? M-au murit de tot. Hai că vine cu elicopterul. Ai acceptat ăla, da? Dar n-ai voie să tragi direct, că nu știu. Am rugăminte că... Nu trag, nu trag. Bani, să nu aterizeze, da? Mă scuzați, puteți repeta? Hai că... Am spus, dacă vine cu elicopterul colegii dumneavoastră, să coboare doar unul, să nu să facă mișcări, nu știu că vă împușcăm. Păi domnul meu, mă tem că... Cred că doar unul va veni. Spune că eu sunt negociatorul. Să zic o sumă de bani când aia, știi? Să nu tragă, să nu nimic. Păi oricum nu o să trag, a zis, dar atâta timp cât coboară unul, nu trage. E ok atunci. Știu, cred că 50 de mii, nu știu cât vor. Hai că am eu bani. Da, da, și eu am... Dar oricum, nici mai chiar. Poftim, spuneți vă rog mai tare. E vântul ăsta nu, și nou. Vorbeam cu colegul, A, am înțeles, am înțeles. Da, la trecut, trece diaria și a trecut unul, să fii. A, am înțeles. L-a trecut diaria. S-a dus într-o fiș. Ce bine, dacă mă întrebați de ce nu trag în ei, pentru că ei au zis că mi-au confiscat armele, dar nu au cum să mi le ia. Și eu gen pretind că nu mai am arme, nu mai... Uite, domnul! Bine că și nu fac fail, m-a făcut ăla la mine. Am înțeles, am înțeles! Și gen... Suntem amabili cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mai ales cu banii dumneavoastră. Vă cred. Și i-au zis că, bă, îți dăm stația, sună,
Și chestii. De fapt, eu prin stație aș putea să zic că e ambuscadă, nu? Dar nu, că nu sunteți mulți. Degeaba. Nu merge. Degeaba. Eu da, singur. Da, veneai direct la armat, știi, ca lumea. Sfat. Da, trebuie să-mi iau sfat pe mine. E, vino așa, ne dai la băieți bani și plecăm. Sunt aici. Fuuu. Da, știi fata cu mine? Când m-a jefuit unul? Urcă după aceea pe scări și cade în cald după munte. Cum, și-a murit? N-a murit, că ești bine? Bă, tu bine. Ești ăla, mă? Da. Încet, mă, vere. Da, n-avem frâne. Stai pe loc, stai pe loc! Nu mișca! Mâine sus! Mâine sus! Lasă armele, lasă stația jos. L-am lăsat, l-am lăsat. Apasă că, mă, sau? Suntem pe aici și mai să-i sniperul pe tine. Minte. Gata, gata, gata. Bine, sau nu, s-ar putea să aibă. Nu face yes. Nicio mișcare bruscă. Îți iau stația, telefonul. Bun. Și bun. Armele. Ok, ok. Duceți-vă lângă colegul noastră. Mâine sus. Spune dacă îți lasă da. Briciu. Pute cu mine de sus. Să alerg. Ce zici, bă? Yo, ce skin. Amândoi avem la fel, mă? Hăți! Aveți recompensa la dumneavoastră? Da, da, da. 50.000, nu? Că n-am mai mult. Cred că tău care e în spatele noastră să-mi aducă banii. Stai, mă, că tu. Da, așa. Să-ți dau ție. Give money. Stai că de trezor au stor, mamă. Dar nu știu cât e. 50.000, cred. Să fie care. 50.000. Hai că. Sunt pe dumneavoastră. Ia așa. Dacă faceți mișcări, duște. Trebuie butoaiele. Dacă poate să lăsați arma jos. Sunt nenarmat, mă panichez așa. Așa, băiatul mi-a dat 50.000. Give money. 5. Am spus 150.000, nu 50.000. Bă, de unde atât? 150.000. Zici dacă... Bă, nu? Tu nu mi-ai dat bani. Bă, da, mă. Uite, a intrat. Păi, mame, avem o problemă, înseamnă. Vă aud încet și nu vă întreb. Am spus că avem o mică problemă. Ia spuneți, domnul. Se rezolvă că e mică. Să nu fie de aia mare. Nu e, nu e. Am înțeles. Și așa aveam 3 milioane de la Ghost. Da, nu, că nu merg. Vă luăm pe datorie, nu-i bai. Nu, se rezolvă imediat. Am aici contactul din Italia cu bani. Am înțeles. Lucrează la struguri. Struguri, căpșuni. Tot ce se poate. E bine așa? V-am dat banii. Ok, am primit acum un telefon, o să vine cineva drag după dumneavoastră. Nimic. Deci încă așteptăm aici sau? Nu, stați unul lângă altul acolo. Chiar mi-era dor de ochelarist ăsta. Ce zi, mă, plăzit? Stai că n-am arăt. Bă, dar armele nu mi le dă, de fapt, practic, da, nu mi le. Bă, cred că o să... L-ai blocat elicopterul? Da, nu. Am înțeles, rămânem aici, știi, nu? Nu, nu vezi că ăștia se umblă pe aici? Cred că stau la poliție ăștia. Poate mai vine cineva, știi? Da, stai, mă, că avem și noi mafia șufă, mă! Veste sete, veste foame, spuneți! Mecabră 1000, vreau să vomit. Da? Am înțeles, aveți grețuri? Da. Sunt tărciat tot 9 luni. Vă dau apă? Da! Cică... Cică, sunt însărcinat în 9 luni, vă dau apă, da! Da, cică... Ce n-ai bă? Cică, ne lăsați aici sau? Nu! Tu te dă apoi acolo! A, păi a zis că o să vină... Mulțumesc! Să vină cineva cu mașina, mă... Dacă le dau ceva... Poate am abel cu dumneavoastră! Și noastră să fiți cu noi! Da.
Te ține minte, mă, Cheliosu? Dar ce mafie e? Păi nu știu... Cheliosu cu costum. Costum și încă unul sângă acolo. Mai e unul, mai e unul ăla, da? Și mai e încă unul, nu știu unde s-a băgat, dar s-a băgat el pe undeva. Mai e unul. Bă, ce scochelarie e urâs, mă? Ce au, mă, ăștia? De gabăr. Zici că ai niște foi de metal la ochi, așa se reflectă totul în ei. Opa. Ca însemnă, o? Suntem frați, a? Frații, dar... Ofițeri, iau-te ce scrie. 5.000. 5.000? Dar după dumneavoastră v-am văzut la televizor sau mi se pare mie? Pe mine? Pe mine? Nu, pe colegul. Ah. Tu? La televizor? La televizor? Trădați din dragoste, domn. Râdiți dată, bă. Zic că era chiorită, dar oată. Parcă l-am văzut la televizor, dar l-am întrebat. Ce mai probabil. Foarte cunoscut. Bă, ne-am mișcat amândoi în același timp. Bă, what? Cine e, bă? Bă, tu apiși odată cu mine? Da, așa am apăsat. Nu mai apăs. Hăți! Lasă pe că trebuie să vină șeful nostru, că am primit acum un telefon și vine și vorbește cu dumneavoastră. Chiar sunt curios cine e șeful. Lasă puțin. Pe aia plecăm. Așteptăm. Zici că putem să facem și altceva, știu? Tu n-ai venit cu arme la tine, nu ți-ai luat nimic? Ba da, dacă scot pistolul nu mai lasă. A, nu, zic așa. Vezi, vezi? Nu, nu-l scoate, nu-l scoate, e nu, urât. Fără să vă dui. Zic că ia, bagă, bagă mă la chiorlete. Iuhu. Opa! Iuhu, vă tocmai un glos în cap ce m-am dăi. E așa direct, double, un singur glos. Bă, da. Se dă restart. A, că... Nu. Nu. Eu o să-și... Toate ele... Nu e ăsta, bă, nu? Ăsta nu e ăla, dar mi-a făcut bait-ul. Ai, iartă. Bă, ai voie să faci bait? Bună ziua, adică bait. Domnilor! Bună ziua! Auțez. Ai voie să faci bait la poliție? Faceți. Adică bait. Nu mai țineți minte? Dacă vorbești eu. Nu cred. Am venit eu azi la secție. Îi zic, tata, tu ești? Mi-a fost furată mașina și vandalizată. Am înțeles. Da, da, da. Am o propunere. Doriți să plătiți o taxă de protecție sau o să mai fiți răpit? Cam cât? Cam cât? Oh, fuck! Cam cât, domnule? Să vorbesc cu colegii. Stați să vorbesc cu colegii. Bă, nu plătim, mă, nimic! Am întrebat doar cam cât. Ce facem? Păi am vorbit pentru taxe de protecție, cât să fie? 50.000 de dolari pe săptămână? Pe săptămână? Bă, nu le dăm nimic! N-auzi? Le dau... Ce spui? Le zic ce te dau. Sărim în apă amândoi? Facem una așa? Le dăm? Tu într-o parte... Bun, deci a rămas 50.000 de dolari pe săptămână de persoană. Și nu o să mai fiți răpiți, amenințați. Bă, putem să vorbim și noi între noi? Să noi. Vedem. Voi doi sau? Da, da, noi doi așa, să vorbim între noi. Haideți. Hai, vino, hai colegul, vine să vorbim unde. Să nu încercăm nimic. Nu, 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 nu. Mai în față, unul îi stare într-o față. Hai mai îndepărtat. Aici, pe lângă aici, e de ajuns. Așa. Bun. Fii atent. Cum ți se pare? Hai, trei? Nu, stai, tu în ce parte ei? Stânga aici. Stânga ta? Da. Și eu iau în stânga mea? Da. Și intri sub, trebuie să intri sub apă? First, da, da. First person. Bă, da. Nu știu ce să zic. Deci, te va direct, da? Da. 3, 1, 5. Dă-i sub apă, dă-i sub apă. I-am dat sub apă. Bă, dar știi că dacă ziceam nu, tot ne lăsau să plece practic. Bă, o să mor, o să mor, o să mor, o să mor. Și eu, și eu, și eu. Bubică! Aia! A murit! A murit! Și eu! Oricum se dă restart. Da, băi, scam aduc acest episod. Nu uitați să apăsați acolo butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Baftă! Pa, 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 pa! O să venim și noi cu mafia să vadă Chelios. S-a dat restart, deci. Na. Bun, ne vedem data viitoare. Pa, pam!